fault, macedoneanul, o lovitură liberă executată de specialistul Stelei în astfel de faze. E vorba de Florentin Dumitru. Vine în careul advers și Mirel Rădoi. Și Falemi și el un bun săritor la cap. Falemi! Falemi, gol! Excelent! 1-0 pentru Steaua, o schemă superbă a roșialbaștilor. Acea fază pe care am văzut de la București, așteptăm reluarea, iată-o în acest moment. A sărit fals Claudiu Răducanu, apoi Falemi. Iată cu 1-0. Faza cu Falemi venind în careu și nebăgat în seamă de apărare, Falemi a venit fără adversar. O surpriză. Filiu Stoica și Lincar lângă minge. Filiu Stoica trimite periculos cu stângul. Bară și jocul, ocazia nu s-a iat, este gol. Gol, Claudiu Răducanu, nu știu nici ce s-a întâmplat. Greșeală copilărească a lui Iosif, de care profită Claudiu Răducanu și se înscrie 2-0 pentru Steaua. A fost așadar șutul deviat, ați văzut, șutul deviat de către un apărător, șutul lui Pompiliu Stoica. Aici, să știți, după părerea mea, Claudiu Răducanu a căsut cu mâna pe minge, însă s-a ridicat imediat și acolo probabil că va fi un antrenament cu public pentru elevii lui. Mustafi. Pasă pentru Arben Nuhiu. Paraschiv și Rădoi acolo. Nuhiu cu destulă șansă trece cu mingea la picior. Nuhiu în careu și este gol pentru Sloga Hugo Magnat. Foarte bună acțiunea personală a lui Nuciu, este drept că a avut și ceva șansă. 87. Este un jucător de urmărit, acest Arben Nuciu, irezistibil în cursa sa, a trecut de 3 apărători steliști și în afară de asta l-a învins și pe Martin Tudor cu un șut din unghi.